Istoricii Câmpul Ungeni au sărbătorit femeia în cadrul întâlnirii din luna martie. Tematica a fost multiplă, iar punctul comun a fost eroismul femeilor de-a lungul istoriei. Una dintre temele larg dezbătute a fost cea referitoare la Elisabeta Báthory, contesa maghiară, cunoscută pentru infamiile comise prin torturarea și uciderea câtorva sute de fete. Ea a fost tot mai mult atrasă de, să spunem, de vrăjitorie, de, să spunem, obiceiuri din acestea mondene, cu care, oculte, da, cu care erau mai degrabă obișnuiți nobili decât cei de rând. Cel care i-a deschis apetitul pentru științele oculte a fost un servitor personal pe nume Torco, despre care ea scrie într-o scrisoare soțului ei, plecat la război, la un moment dat îi scrie următorul lucru. Torco m-a învățat ceva nou, extraordinar. Prinzi o găină neagră și o bați cu un baston alb până ce o ucizi. Îi iei sângele și îți mânjești cu el dușmanul. Dar nu-i poți mânji direct, corpul, fără de o haină a lui și unge-o cu sânge. Chipuri de femei în Biblie a fost o altă temă supusă dezbaterilor. Pe Eva, din tâi, a luminatul, să zice, cu Lucifer, Duhul Întunericului. Iar pe Eva cea nouă a umbrit-o tainic Duhul cel din treimi, adevărata lumină care, spune Scriptura, luminează în întuneric și întunericul nu o cuprinde. Dacă Evei păcătoase i-a fost dat să nască pe Cain, ucigașul fratelui său Abel, măicuței prea curate i-a fost dat să nască pe Iisus, Domnul Învierii și al Dragostei. Eva e soția lui Adam și mama copiilor lor. Maria e mireasa lui Dumnezeu și maica propriei mire. Dacă pe Eva și Adam i-a înghițit iadul, din care sufletele lor au fost scoase după mii de ani, prin mila biruitorului morții, pe maica sa Iisus a ridicat-o la cer cu trup și suflet. Următoarea întâlnire a istoricilor Câmpul Ungeni va avea loc pe 18 aprilie, când vor fi discutate teme legate de regalitate.